Cred că e o soluție foarte proastă. Mi se pare o idee total tâmpită să omor câinii absolut nevinovați, pentru că oamenii nu au fost în stare să rezolve problema asta de 20 de ani. Nu asta e soluția. Trebuie să se gândească la o soluție umană, să mă rog, câinească, dacă vreți. Eu am doi copii și, sincer, îmi dau seama ce înseamnă să ai, adică să existe pericolul ca un copil să fie mușcat de câini sau atacat de câini, dar nu eutanasia este soluția. Eu nu cred că nu există altă soluție mai inteligentă decât asta. Și tot timpul trebuie să ne gândim că un câine nu e vinovat. Numai noi suntem vinovați.